Vă salut, stimate doamne, stimate colegi pe care ne cunoaștem. Sincer, am fost dezamăgită foarte mult de acest gest a unei persoane care ne reprezintă, nu numai pe noi femeile, dar întreaga țară. Și când am văzut acest gest din partea domnului deputat, care cu tot datorită oamenilor și datorită acestor femei și acestor doamne care într-adevăr duc faima Moldovei în toată lumea, am rămas dezamăgită de acest gest și am considerat că nu trebuie de lăsat în astfel de bătaie de joc, fiindcă dacă astăzi ele au fost dansatoarele noastre, mâine vom fi noi, mâine vor fi copii, mâine vor fi copiii noștri. Și în acest moment ar trebui să fim mai activi și să reacționăm la asemenea gesturi, fiindcă ei sunt acei care ne reprezintă pe noi. Dacă ei și-au cerut de la noi mandatul ca noi să le dăm o perioadă de conducere, înseamnă că ei trebuie să fie demni pentru a ne păstra demnitatea noastră moldovenilor. Și nu știu de când cultura și sportul sunt amestecate cu politica. Eu nu văd că atât de mult ca politicienii sau conducerea sau guvernarea să aibă susținere față de aceste categorii de oameni, sportivii, dansatorii, actorii, toți sunt așa lăsați de izbeliște și ei au unicul lucru în vizor. Refugiații sunt pe loc, eu nu spun că ei nu trebuie să fie luați în această responsabilitate, dar oameni buni, oamenii aceștia care și-au dat efortul, au o grămăzie de ani de stagiu în spatele lor, care au dus faima Moldovei în toată lumea și au arătat că ei sunt oameni demni și ne arată faima moldovenilor noștri, dansurile moldovenești, adică multe lucruri frumoase duc în lumea mare și acum să ajungem la aceea, să fim numiți în aceeași categorie la un bordel. Și cum au pus colegile mele, domnul Nantoi este cel care a schimbat deja nu știu câte bordele, diferite culori, și domnul Nantoi, sincer, îmi pare foarte rău că dumneata care spui că dumneata ne reprezinți pe noi, ești în locul nostru norodul, dar noi suntem norodul care putem să cerem de la dumneatale în orice zi responsabilitate și dare de seamă pentru ceea ce faceți în favoarea noastră. Mie îmi pare foarte rău de ce se întâmplă la noi în țară, dar oameni buni, nu considerați că toată lumea a plecat din țară și toată lumea este moartă și toată lumea este proastă. Nu asta se întâmplă. Noi trebuie să fim mai activi, mai vii, mai vioi pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, fiindcă altfel o să ajungem într-o situație dezastruoasă. Eu mulțumesc foarte mult pentru inițiativă, mulțumesc pentru susținere, mulțumesc pentru cei că suntem patrioți acestei țări și cerem din partea Uniunii Femeilor că această persoană, cum a spus public și a umilit aceste persoane, în primul rând femeile, eu cred că este necesar să vină public să-și ceară scuze în față la acești oameni, la aceste fete, la aceste, dar la toate femeile care au fost umilite în acest gest. Eu mulțumesc foarte mult și vă urez o zi frumoasă. Care umilesc femeile și jos cei care nu au competență de a judeca cu capul așa, după cum trebuie să judece niște oameni competenți. Jos, Nantoi! Jos, Nantoi! Jos, Nantoi! Jos!